Am revenit să vorbim acum și despre nativii RAC. Vorbeam despre, sigur că da, nativii RAC sunt avantajați de prezența lui Venus, aflat acum în semnul Capricornului și conjunct cu Pluton, ceea ce înseamnă că tot ceea ce ține de persoane care vă ajută, care vă susțin, este o zonă foarte bine susținută energetic de către destin. De asemenea, această cuadratură despre care am vorbit, Soare, Uranus și Soare, Marte, pentru nativ Irak, are loc pe o casă în care, să spunem așa, sugestia este să nu le dați foarte mare credit acelor persoane care vin către dumneavoastră cu tot felul de propuneri în zona financiară, fie să îi împrumutați, fie să, nu știu, să îi ajutați în anumite business-uri care comportă un grad de risc foarte mare. Deci atenție la riscuri, atenție cu împrumutați bani în această perioadă, ce gen de proiecte încheiați și cu cine, pentru că există, să spunem așa, o neșansă de a fi atrași în mici capcane, nu este ceva foarte grav, în mici capcane de către oameni care ei în sine sunt predispuși la risc. De asemenea, este o perioadă foarte bună pentru găsirea soluțiilor, pentru ignorarea, să spunem așa, a problemelor. Este vorba despre faptul că toți acești guvernatori care pentru nativ Irak se găsesc, vorbim de Soare, Saturn, Jupiter, Mercur, pe o casă foarte, foarte puternică, o casă în care se pot întâmpla lucruri incredibil de extreme, puteți schimba totul având o abordare opusă abordării de până acum. De exemplu, un plan profesional, să spunem, care nu mai merge deloc așa cum știați dumneavoastră că merge. Printr-o schimbare de mentalitate se poate regla deosebit. O persoană cu care nu vă înțelegeați la locul de muncă și nu puteți să n-aveți nicio șansă să vă detașați de acea persoană, să spunem un șef sau o șefă, dacă veți avea o altă abordare, dar repet, o abordare total diferită, adică dacă până acum ați fost agresiv sau v-ați apărat punctul de vedere, acum să fiți defensivi, dacă până acum ați fost certăreți, acum să fiți pacifiști și așa mai departe. Deci trebuie să aveți în colaborările importante, acolo unde observați că se perpetuează un anumit soi de conflict, o atitudine total opusă. Deci urmează o perioadă în care racii trebuie să-și schimbe total mentalitatea în anumite domenii și situații pe care vă agresează. Pentru că ați avut un lung șir de neplăceri în anumite domenii și în funcție repede astrograma personală, lucrurile trebuie să se schimbe. Atenție la situațiile, mai ales la situațiile care se repetă și care vă dau de furcă. Se recomandă minimă rezistență. Mare atenție, este o perioadă în care, deoarece aceste conjuncții planetare sunt foarte puternice și Jupiter, Saturn cuadrat cu Uranus, Marte și Uranus, Marte în sine, ele sunt electrice, am tot spus, adică nu prea comportă reacție. Uneori sunt conjuncții care chiar solicită o anumită reacție. Acum trebuie să funcționăm la minima rezistență. Orice se întâmplă advers, minimă rezistență. Te îmbolnăvești, nu comentezi prea mult, nu te duci în sute, zeci de direcții, pur și simplu stai cât mai relaxat, apelezi la anumite persoane, sigur că da, dar cu o oarecare rezervă, să spunem așa, în ceea ce privește agitația. Deci agitația nu este deloc binevenită sau, nu știu, se strică ceva, se strică mașina. Nu începi să te agiți, nu începi să dai sute de telefoane. Oarecum încerci să o rezolvi cât mai potolit, cât mai liniștit, conflictul respectiv, sigur că da. Deci acest lucru li se cere și nativilor RAC. Deci oarecum pentru a intra pe făgașul corect, orice situație care vă bagă într-o degringoladă și vă agită suplimentar, trebuie să fie tratată, da, cu entuziasm, dar oarecum temperat, deci fără a intra în acea agitație nesănătoasă. De asemenea, trebuie să subliniați cu foarte multă promptitudine în fața potențialelor asocieri, să spunem așa, socioprofesionale, ceea ce vă place și ceea ce nu vă place. Racii trebuie să pună în punctul pe ei, să spună, cu tine merg mai departe, aici nu-mi convine, ție nu pot să-ți împrumut bani, cu tine nu mai vreau să colaborez, cu tine mi-aș dori să încep, și așa mai departe. Deci, orice domeniu trebuie să aibă
un element, o zonă în care nativii rac pun punctul pe i. Într-un mod sigur că da, elegant, pentru că perioada stimulează lucrurile elegante, ferme, dar care să vină pe un fond corect. Deci nu transformați însă niște situații care trebuie să rămână la nivel filozofic spiritual în păreri personale. Deci racii nu au voie, poate zodia cea mai vizată dintre toate, racii nu au voie să fie foarte părtinitori și foarte pătimași în ceea ce fac. Dacă au avut loc asocieri bizare cu persoane care pe moment v-au schimbat oarecum bunul mers al lucrurilor, n-ar strica poate să vă detașați oarecum, deci evitați încă o dată judecățile subiective. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii leu. Pentru nativii leu, această conjuncție foarte, foarte frumoasă și foarte puternică, totodată Venus-Pluton, are loc pe casa serviciului, iar Uranus-Marte pe casa carierei, a rangului și a funcțiilor. Poate în ciuda aparențelor, pentru că lei muncesc foarte mult în această perioadă, deci în ciuda aparențelor, pentru lei este foarte, foarte important domeniul profesional. Asta nu înseamnă neapărat că toată lumea trebuie să vadă această implicare a leului, dar într-o manieră în care nu prea au liniște lei dacă nu se ocupă și de planul profesional, ei pot reconstrui din elemente mai vechi ceva nou, o structură nouă. Deci veți reuși dacă refaceți ceva vechi. Nu este favorabil nici pentru acei lei care iau ceva total de la zero, spre exemplu, până acum v-ați ocupat de pedagogie și acum dintr-o dată deveniți oameni de afaceri sau ați fost oameni de afaceri și acum dintr-o dată deveniți, nu știu, lider spiritual. Nu merge așa. Deci, din ceva vechi, pe ceva vechi, puteți să construiți ceva nou, dar, repet, baza trebuie să rămână ceva ce știți deja să faceți. Foarte frumos, foarte frumos acest aspect care are loc de asociere Jupiter-Soare-Saturn pe casa 7. Deci s-ar putea ca leilor să le apară în destin oameni cu care să facă o asociere extraordinar de elegantă, poate având la bază și ceva artistic, un rafinament intelectual, pentru că Vărsătorul, după cum știm, octava superioară a lui Mercur-Uranus vorbește și despre inteligență superioară. Sunt favorizați leii care au preocupări în zona aceasta intelectual-spirituală mai specială. Sunt favorizați leii care știu să fie altruiști și idealiști totodată. Bună perioada pentru comerț, pentru economie, pentru leii care au și un spirit practic, un spirit comercial. Speculațiile de asemenea, bine, speculațiile corecte, sigur că da, au reușită, călătoriile de plăcere. Relațiile cu apropiații iarăși sunt foarte favorizate. Lei însă trebuie să aibă să fie puțin atenți la schimbările sociale care oarecum îi obosesc, adică nu reușiți să aveți o constanță relațională. Astăzi, să spunem, săptămâna aceasta veți colabora foarte intens cu o persoană, peste o lună vor apărea alte persoane care vin cu aceeași vitalitate, cu aceeași autenticitate și cu aceeași virulență în viața dumneavoastră, dar trebuie să aveți puterea să vă detașați temporar de anumite relaționări profesionale, pentru că tocmai acesta este, să spunem așa, dinamica situației. Deci vor reuși leii care nu se tem de schimbare, care nu se tem de schimbarea anturajelor cu care colaborează în plan profesional, care se adaptează rapid la noile circumstanțe și care creează o notă distinctă față de celelalte persoane din branșă. Deci, nu știu, dacă sunteți profesor, trebuie să deveniți total diferit față de colegii dumneavoastră ca nativ leu în domeniul respectiv. Oricum, leii beneficiază în această perioadă de un magnetism personal destul de puternic grație lui Neptun, care rămâne pe casa Scorpionului pentru dumneavoastră și este perfect aspectat cu Venus și cu Pluton. Deci un magnetism în care leii zilele acestea poate reușesc să convingă anumiți potențial asociați de justețea unei acțiuni pe care ei și-o doresc și fără să vorbim despre manipulare, vorbim totuși despre un magnetism pe care leii îl pun în practică. Veți reuși o cooperare foarte bună și o foarte bună negociere cu persoane care vă pot aduce beneficii materiale pe termen lung.
Atenție însă la acțiunile care sunt dezlânate, haotice, neconjugate, pentru că există și persoane care nu doresc decât să vă destabilizeze și asta deoarece Marte Uranus funcționează pe casa a 10-a. Încercați să scoateți nota pozitivă din orice acțiune, chiar dacă ea nu este, să spunem așa, ideală în prima fază. Și încercați să ajungeți și la o înțelegere cu persoanele. Să știți că veți reuși ca nativ Leu în perioada imediat următoare să ajungeți la o înțelepciune de situație cam cu orice persoană, chiar și cu cele cu care intrați într-un conflict evident. Nu neglijați sfaturile care vin din partea oamenilor înțelepți, mai în vârstă, sau din partea oamenilor care au trecut deja prin situațiile prin care urmează dumneavoastră să treceți. Apreciați just oamenii care v-au ajutat în 2020, pentru că perioada vorbește și despre o asociere cu persoane de mare calibru, cu care vă veți petrece foarte mult timp și vor fi foarte constructive, dar totuși se observă o mică detașare de oameni care au stat lângă dumneavoastră anul trecut și pe care încă trebuie să le creditați și să le tratați cu respectul cuvenit. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Fecioară, extraordinar de benefică conjuncția Venus-Pluton, tot în semn de pământ, în semnul Capricornului, pe casa iubirii pentru nativii Fecioară. Iar aspectul de lună plină are loc pe axa 5-11. Deci, pentru dumneavoastră, săptămâna următoare vorbește despre un soi de exercitare din plina calităților diplomatice, despre faptul că puteți preda, instrui sau coopera cu persoane care, la rândul lor, sunt foarte bine pregătite. Împreună cu acestea, vorbim acum despre nativii Fecioară. Împreună cu acestea, veți reuși să faceți un fel de, să spunem așa, exercitare a unor profesii sau unor situații independente, a unor, spuneam, profesii independente ca și statut, deci nu depindeți de foarte mulți, într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Pe de altă parte, sunt favorizate și parteneriatele în general. Nativii Fecioară sunt zodia cu aproape cea mai mare disponibilitate pentru parteneriate. Această conjuncție Soare-Jupiter-Saturn pentru noastră are loc pe casa serviciului. Vom vedea foarte mulți nativi Fecioară care sunt extraordinar defavorizați pentru că s-ar putea să primească reputație, s-ar putea să schimbăm și titlul, vă rog, suntem la Fecioară, deci s-ar putea să fie înconjurați de foarte multe persoane care au impact asupra lor din punct de vedere profesional. Vine cineva la un nativ Fecioară și spune că dorește să-l ajute într-un anumit domeniu. Nu refuzați. Deci foarte mult sprijin, foarte mult, să spunem așa, susținere pentru Fecioare din partea colaboratorilor. Pot apărea și persoane noi, persoane care vă vor purta de grijă în plan profesional. Nu este deloc de ignorată nici această energie care apare către dumneavoastră, tot în zona serviciului, legată de apariția unor protectori. Jupiter, planeta norocului, după cum bine știm, pe casa a 6-a vorbește pentru nativii Fecioară despre ajutor providențial pe care îl primiți. Vrea pur și simplu în Universul să vă propună o avansare, o creștere de o mărire de salariu. Vrea destinul pur și simplu să vă pună în relație cu anumite persoane care pur și simplu vă ajută fără ca dumneavoastră să faceți mare lucru. Rezervele de energie însă se consumă puțin mai rapid pentru că această conjuncție Marte-Uranus vă determină să vă gândiți la o, să zicem așa, reechilibrare din punct de vedere al specializărilor. Nativii Fecioară încearcă să se specializeze suplimentar într-un domeniu.
practic, dacă să spunem, nu știu, avem un nativ fecioară care lucrează într-un anumit domeniu, el își propune să devină cel mai bun, am tot vorbit despre această dimensiune a nativilor fecioare, își propune să devină cel mai bun în domeniul respectiv. Deci, încercați cu adevărat să demonstrați cât sunteți de buni la locul de muncă. Aspectele pe care le-au nativ fecioară invită și la aprofundarea lecțiilor de viață, deci foarte puternică devine zona aceasta în care finalizați anumite proiecte. Nativ fecioară pot să le ofere și celor cu care colaborează un îndrumar de instrucțiuni. Aveți o misiune cu totul și cu totul specială la locul de muncă. Pur și simplu s-ar putea să îndrumați pe cei din jur și să le deveniți un fel de mentor. Dacă, de exemplu, pentru alte zodii este foarte important să-și găsească ei mentor, nativ fecioară, ei pot deveni mentor, deci noastră puteți deveni mentor pentru cei din jur. Faceți și niște angajamente financiare de mare forță, chiar vi se pare că riscați puțin cam mult, dar nu este deloc rău, pentru că casa speculațiilor financiare, casa 5 aleului, este foarte bine aspectată pentru dumneavoastră. Chiar și dacă n-ați avea o funcție de răspundere, eu cred că trebuie să demonstrați că aveți acea autoritate asupra celorlalți. Revenim după publicitate. Am revenit, mergem mai departe să vedem pentru nativii balanță. Zilele următoare vorbim despre o cuadratură foarte interesantă din punct de vedere și o menționez pentru nativii balanță nu întâmplător. O cuadratură care are loc la orb 0 între Neptun și nodul nord. Neptun în semnul peștilor și nodul nord în semnul gemenilor. De ce este atât de importantă această cuadratură pentru nativii balanță? Pentru că ea are loc pe case legate de planul oarecum profesional, un plan care îmi activează nevoia de a se înscrie într-un tipar. Deci nativii balanță au foarte mare nevoie de o confirmare care să le asigure faptul că se înscriu într-un tipar. Dacă sunt șefi, să se impună ca șef și să se identifice foarte clar cu acest tipar. Dacă din potrivă sunt lideri sau formatori de opinie sau oameni care lucrează în favoarea celorlalți și se sacrifică, de asemenea să se impună pe zona respectivă. Deci, practic, trebuie să-și identifice această misiune specială pe care o au în plan profesional. Oportunitățile vor apărea fără niciun fel de echivoc. Nativii balanță trebuie să trateze cu maximă responsabilitate acest aspect, pentru că dacă îl vor trata așa, banii vor veni de unde nici cu mintea nu gândesc, deci de unde nici cu mintea nu gândiți, vor veni să spunem, această recunoaștere, va veni această recunoaștere financiară. Nu prea suportă nativii balanță incompetența în perioada imediat următoare. Conjuncția Venus-Pluton are loc pentru dumneavoastră pe casa familiei, pe domestic. Deci membrii familiei s-ar putea să vă ajute foarte mult într-un plan, un proiect al dumneavoastră sau să fiți legat karmic de membrii familiei în perioada imediat următoare. Sunt lucruri impuse de destin pe care dumneavoastră le îmbrățișați. Conjuncția aceasta despre care vorbeam, care are loc concomitent cu conjuncția Soare-Jupiter-Venus-Pluton, realizează o foarte mare forță pentru balanțe pe zona de domestic și de iubire. Deci oamenii la care țineți devin extraordinar de puternic legați de destinul noastră, deci s-ar putea să găsiți sau să vă ajutați, nu știu, cu cei pe care îi iubiți foarte mult. În schimb, oamenii de care, să spunem, nu vă leagă mare lucru, chiar dacă în mod normal interacționați cu aceștia, acum vă provoacă oarecare nervozitate. Chiar simțiți nevoia în perioada imediat următoare să vă ocupați mai mult de cămin, de zona în care aveți un confort de săvârșit. Să stați mai degrabă acasă, să citiți o carte, să vă uitați la un film, să vă amenajați o cameră sau să invitați niște prieteni foarte dragi sau chiar familia, decât să aveți acțiuni, activități care sunt puțin mai
să zicem așa, nonconformiste sau mai ieșite din comun, în care interacționați cu foarte multă lume, vă obosește foarte mult, eu aș recomanda, le-aș recomanda nativilor balanță să stea cât mai mult în izolare, să stea cât mai mult în prezența membrilor familiei, în prezența oamenilor apropiați și nici de cum să caute neapărat activități din acestea sau interacțiune cu multă lume sau activități care sunt puțin prea agitate. Țelurile nativilor balanță sunt foarte interesante pentru că reveniți cu și mai multă forță asupra unor proiecte pe care le-ați făcut anul trecut, dar acum aveți aprobare divină asupra acestor proiecte. Deci reapar situații de anul trecut, dar care acum au și soartă de izbândă. Deci aveți, exact cum spun, un surplus energetic pe care trebuie să-l folosiți în acțiuni, în activități în care v-ați implicat anul trecut, dar care nu au ieșit. Chiar dacă au fost supărări pentru că nu au ieșit, acum, iată, vi se dă verdictul divin să vă implicați din nou cu persoane poate puțin mai imparțiale decât cele cu care ați vrut să faceți afacerea sau proiectul respectiv în trecut. Ați luat și ați ținut și cont mult mai mult de avertismentele astrale și acum lucrurile vor merge mult mai bine. Adică nu înseamnă că dacă o situație, să spunem, anul trecut nu a avut sorți de izbândă și anul acesta va fi supus eșecului. Nici de cum. Din potrivă, eu aș sublinia faptul că acum s-ar putea să aveți foarte mare noroc și foarte mare șansă în acțiuni care anul trecut au fost total conflictuale. Deci veți alege cu adevărat din mulțimea de activități și de evenimente acele acțiuni, acele situații care au valoare practică și care vin către dumneavoastră într-o manieră karmică. Legat de ceea ce n-a mers anul trecut, tocmai acele acțiuni veți observa că acum merg, vă ies, dar, repet, primiți ajutor din partea membrilor familiei semnificativ sau din partea unor persoane care se erijează membrii ai familiei. Trebuie să încercați să depuneți puțin mai multă energie pe plan domestic. Mare atenție, repet, încercați să favorizați cât puteți sfârșitul lunii, data de 29 ianuarie și data de 28 ianuarie, avem și lună plină, avem și soare conjunct cu Jupiter și Venus conjunct cu Pluto, deci un moment foarte bun pentru nativii balanță de a-și folosi din plin relațiile pentru a-și rezolva probleme concrete. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Scorpion cum se prezintă săptămâna următoare. Evident, Scorpionii direct guvernați de Pluton, avantajați de aceste conjuncții plutoniene și Venus și Soarele în apropierea lui Pluton, pe casa relaționărilor, pe casa promisiunilor, puteți avea un câștig deosebit chiar din situații în care la un moment dat ați conștientizat pericolul. Deci nativilor Scorpion nu le mai este străin absolut deloc factorul de risc. Acum sunt foarte multe avertismente astrale pentru toată lumea, dar pentru dumneavoastră mai mult decât pentru alte persoane, ele vin într-o formă foarte clară. Nativii Scorpion își deblochează subconștientul foarte mult, simt exact ce persoane vin către ei și ce persoane se îndepărtează. Este un fel de, vorbim despre o regenerare totală. Scorpionii își doresc foarte mult să identifice ceva constructiv. Simțiți nevoia să faceți lucruri cu adevărat constructive, cu adevărat pozitive, să vă asociați cu oameni care chiar merită din toate punctele de vedere sprijinul dumneavoastră. Ce vă sfătuiesc? Este o săptămână în care este foarte important, poate unora nu li se pare, dar este foarte important să rămâneți încrezători în forțele pe care le aveți, indiferent ce surprize vă aduce și noastră. Sigur că da, conjuncția atât de agresivă și agresată Uranus-Marte, pentru că are loc în semn Taurul, deci în semn opus. Deci chiar dacă, să spunem, vin anumite persoane sau anumite situații către dumneavoastră într-un mod în care nu le mai puteți gestiona sau domina, trebuie să rămâneți destul de, repet, imparțial, adică nu vă tulburați, nu puneți tensiuni suplimentare în această zonă, rămâneți cât mai detașați de situațiile respective. Abordați imparțial orice situație conflictuală, orice ceartă,
Perioada încurajează alegerile pe care le facem oarecum în acord cu sufletul, deci pentru Scorpion este foarte, foarte important să facă o sinteză sufletească. Sunteți capabili, fiind foarte favorizat, zodia cea mai favorizată de prezența lui Neptun în semnul peștilor, alături de pești, sigur că da, sunteți capabili să vă mânuiți singur soarta. Asta înseamnă această superbă amprenta lui Neptun tot pe semn de apă, în semnul peștilor. Acum vă amprentează direct și absolut echilibrat. Provocarea de bază rămâne tot la nivel relațional, în sensul că chiar dacă dumneavoastră nu aveți probleme, vin tot felul de prieteni către dumneavoastră cu responsabilități financiare, karmice și așa mai departe, sau cu boli. Trebuie să fiți cât mai, chiar dacă îi puteți ajuta, dar detașat din punct de vedere spiritual și emoțional, adică nu vă puneți semne de întrebare dacă destinul a făcut corect anumite, a luat corect anumite hotărâri, pentru că aici nu există dublii. De asemenea, vorbeam despre această conjuncție Venus-Pluton, care pentru noastră este deosebită ca guvernator, ca fiind guvernați direct de Pluton, pe casa contractelor, a discuțiilor, pentru acei scorpioni care pot să se angajeze în discuții, în conversații, sau sunt trainer, sau sunt formator, sau sunt profesor, nu știu, meditează, pedagogi. Este o săptămână foarte bună, pentru că aveți un aplomb deosebit. Pur și simplu lumea vă ascultă ca hipnotizată. Este o mare șansă chiar să vă purificați karma dând sfaturi săptămâna următoare, foarte utile, sfaturi care îi ajută pe alții să-și purifice și să descarce o amprentă karmică negativă. Vine la dumneavoastră o persoană care are o problemă, puteți să ajutați persoana respectivă, dați-i un sfat, fiți alături de persoană în problema ei, pentru că această conjuncție Venus-Pluto, perfect aspectată de Neptun, iarăși planete karmice, Neptun-Pluton, vorbește pe casa a treia pentru noastră și pe casa a cincea ca orice persoană care vă trece pragul sau care interacționează, care vă este dragă, vă este simpatică sau de care vă leagă anumită relație emoțională, nu neapărat iubit-iubită sau sos-soție, poate să fie un coleg, o colegă, un amic, poate să fie un vecin sau un, nu știu, pur și simplu o persoană, dar care vă este simpatică, încercați să o ajutați cu toată ființa noastră, pentru că astfel purificați și descărcați o karmă care sigur că da, la un moment dat va apăsa și acum parcă cineva vă ridică o povară prin ajutorul pe care îl dați acestei persoane. Aveți capacități incredibile, spirituale și de înțelegere săptămâna următoare a problemelor celor, repet, care vă sunt simpatici și dragi, nu asupra tuturor. Mergem mai departe să vedem pentru nativii săgetători, acești veșnic norocoși, aș spune, și înțelepți ai zodiacului.